Vreau să vă salut și în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați găsit timp să veniți după o zi de muncă în acest sediu. Vreau să mulțumesc, bineînțeles, și grupului Ferovi pentru ospitalitate și, bineînțeles, pe dumneavoastră pentru faptul că ne-ați ajutat pentru ambasadă să ne vedem aici astăzi. Eu vorbeam astăzi în Camera Deputaților și în Senat cu deputații, cu domnul Dini, fost ministru de externe, și nu s-a aminte că precedentă întrevedere, deci precedentă mea vizită a avut loc aici în 2009 noiembrie. Deci, iată, eu am revenit la Roma cu o vizită oficială, exact peste 3 ani după ce am mai fost aici. Și sigur că nici nu-ți dai seama uneori cât de repede trece timpul, dar tocmai faptul că au trecut 3 ani, atunci fiind doar la începutul decadei după alegerile din 2009, din iulie, constituirea noului guvern, astăzi am avut ocazia nu doar să trecem în revistă ce s-a întâmplat pe relația bilaterală dintre Republica Moldova și Italia, ce s-a întâmplat în relația dintre noi și Uniunea Europeană, dar de fapt ce s-a întâmplat cu noi înșine acasă. Eu l-am rugat pe domnul ambasador, prin intermediul asociației, să ne vedem astăzi pe mai multe motive. În primul rând, am vrut să ne revedem pentru a mai verifica puțin ceasurile. În ideea că, iată, recent la Chișinău a avut loc acest congres al comunităților noastre de moldoveni. După mine a fost un exercițiu destul de util, cu discuții mai puțin formale, dar pe subiecte foarte punctuale, dar eu îmi doresc tot timpul când merg undeva în deplasare și am această ocazie să vorbesc direct și cu concetățenii noștri pentru a vedea dacă tot ce se discută la Chișinău este exact în conformitate cu așteptările dumneavoastră, cu problemele, cu îndejurările dumneavoastră. Doi, am vrut să vă informez de fapt ce am făcut eu astăzi la Roma, ieri la Zagreb, mâine la Viena și la Bratislava, și să vă informez de fapt cu ce ne ocupăm noi. Iar cel mai important din tot ce ne ocupăm noi este grija pentru Republica Moldova și, în mod special, pentru cetățeanul din Republica Moldova, dar și din afara Republicii Moldova, ca să ne pomenim și noi cu toți într-o situație de țară europeană, cu drepturi europene, cu nivel de viață european. Deci dacă sunteți de acord, eu am să vă spun foarte succint ce am reușit ieri, astăzi și ce tot bun să fac mâine. În mod special am să mă opresc pe discuția cu autoritățile italiene de astăzi, pe cei ce vizează comunitatea noastră, deci situația dumneavoastră. Și după asta să avem un dialog. Eu mai am ceva timp suficient până la avion. Sper să aveți și dumneavoastră puțin timp și să avem un dialog interesant și pentru dumneavoastră și pentru mine. Foarte succint, după cum vă spuneam, despre vizite. Ieri am fost la Zagreb, țară care, după cum cunoașteți, la 1 iulie anul viitor, va deveni a 28-a țară a Uniunii Europene. Este un exemplu extrem de relevant pentru noi, pe motivul că, în primul rând, aderă la Uniunea Europeană nu împreună cu mai multe țări, ci pe bază strict individuală, ceea ce ne propunem să facem și noi. Doi, care prin această aderare demonstrează că ușile Uniunii Europene nu sunt închise, ci deschise. Trei, prin negocierile pe care le-a finalizat anul curent cu Uniunea Europeană, să putem prelua și noi experiența lor. Pentru că ceea ce au negociat anterior țările baltice, România, Bulgaria, deja este într-un fel elemente care de atunci au fost modificate. Cunoașteți foarte bine, mai bine de toate, Uniunea Europeană este foarte dinamică. Regulamentele, directivele, legislația se schimbă. Iată, pentru noi deja experiența proată este mult mai relevantă decât experiența altor țări care au aderat în 2004 sau în 2007 la Uniunea Europeană. Am semnat cu ministrul de externe un acord de parteneriat european, prin care, pe de o parte, stabilim mecanismul de preluare acestei experiențe,
Iată, de altă parte, discutăm, plația stabilește foarte clar că sprijină obiectivul nostru de a deveni membru a Uniunii Europene. Ați observat că încercăm să adunăm acest sprijin pentru acest obiectiv al nostru de atât mai multe țări membre ale Uniunii Europene. Și plația care va deveni, în curând, iată, eu deja un jucător cu drepturi de pline. În Italia astăzi m-am întâlnit cu mai mulți interlocutori. Sunt aici la invitația ministrului Terțe. L-am cunoscut acum 3 luni la Bruxelles, cu ocazia unei reuniuni ministeriale. Am avut atunci o discuție foarte bună și dânsul s-a arătat foarte interesat pentru situația din Republica Moldova. Te cunoașteți cu fostul ministru Francu Fratini, am o relație foarte și foarte bună. Și sigur că mi-am dorit să continui această linie de angajare. Chiar dacă acest guvern este unul provizoriu, dar după cum am glumit astăzi cu domnul Terțe, nimic mai temporar nu este, mai permanent decât ceea ce se concepe drept temporar. Nu știu ce o să fie cu acest guvern, va rămâne Monti, guvern tehnic după lege, asta s-o decidă italienii, politicienii, cetățenii. Noi oricum vom face tot ce e posibil ca relația cu Italia să fie una foarte apropiată și foarte intensă. M-am mai întâlnit și cu subsecretarul de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și am avut un interviu televiziunii Rai 1 și strătă după masă am avut discuții în ambele camere ale Parlamentului. Dacă e să fac un sumar foarte succint al celor mai importante elemente pe care le-am obținut astăzi în discuția cu colegii italieni, primul, cel mai important lucru este că în comunicatul de presă, care a fost convenit textul cu ministrul Terțe și colegii lui, pentru prima dată în scris, e formulat foarte clar, lipsit de orice ambiguitate, că Italia sprijină obiectivul de apartenență a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este o chestie, dacă doriți, absolut nouă, o chestie de pionerat. Până acum italienii o spuneau acest lucru, dar la nivel verbal. La nivel verbal, știți, cuvântul astăzi este, mâine se uită. În momentul în care există acest text convenit pe care ei și-l asimilează, iată, pe baza acestui text vom putea să construim mult mai mult. Ceea ce este foarte important este că Italia, spre deosebire de alte țări care tradițional ne sprijină pe noi, țările din Europa Centrală, Balticii, România, Bulgaria, iată, Croația, Italia face parte din așa zisă veche Europa, dar din țările fondatoare ale Uniunii Europene și țările cu pondere foarte mare. Nu poți compara ponderea Italiei din punct de vedere politic, economic, comercial, financiar, ca contribuitor la bugetul Uniunii Europene cu o țară mai mică. Deși partea frumoasă a Uniunii Europene că toate țările au un vot și toate contează până la ultima instanță. Deci pentru mine chestia asta este una foarte și foarte relevantă. Și asta vine după ce comisarul pentru extindere și vecinătate la Berlin acum 3 săptămâni a vorbit foarte clar despre obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova, după ce doamna cancelar Merkel la Chișinău a vorbit la fel despre acest obiectiv. Iată, pas cu pas, sper să acumulăm și să creăm această masă critică ca să schimbăm în totalitate relația cu Uniunea Europeană. Iar pentru mine, dacă doriți, nu doar de cei că sunt un european înveterat și un euro-optimist, dar eu nu văd o altă șansă pentru noi să devenim un stat normal, funcțional, fără a deveni țară candidat și după asta, în anumită perspectivă, membru a Uniunii Europene. Și exemplul Croației doar demonstrează. Uniunea Europeană înseamnă, în primul rând, un model și politic și economic pe care trebuie să-l preluăm, înseamnă valori, atitudinea față de om, față de demnitate omenească, înseamnă presiune, dacă doriți, pe noi să ne reformăm justiția, procuratura, poliția și așa mai departe, dar și sprijin. E nu doar nici cel să luptăm împotriva corupției și să reformăm justiția noastră. Că în 3 ani, începând cu anul ăsta, ne dau 60 de milioane de euro și nu e un prumut, nu e credit, ci granturi. Obiectivul iarăși să ne ajute să ne modernizăm. Să facem așa încât sistemul nostru să fie comparabil cu cel italian sau cu cel german, astfel încât cetățenii dumneavoastră, eu, copiii mei, toți noi să ne simțim bine la noi acasă. De aia insist și voi insista foarte mult și nu văd nimic mai important pentru noi decât realizarea acestui obiectiv. La fel, bineînțeles că am discutat cu colegii din Italia situația care vizează protecția socială a dumneavoastră. Știți foarte bine că, din păcate, până acum nu am reușit
nici măcar să inițiem negocierile privind acordul de securitate socială cu Italia. Dânsii tot dintotdeauna au zis că Italia va curge nu cea mai simplă perioadă, ci nu are din identificare resurse suplimentare financiare necesare pentru alocare în momentul în care acest acord va fi elaborat și semnat. Dar cel puțin am convenit că după alegeri, o delegație a Ministerului Muncii va veni la Chișinău, nu doar că vom continua dialogul, dar vom face tot ce posibil ca să-l intensificăm. Sigur că va depinde foarte mult de situația economică a Italiei. Noi, de partea noastră, putem doar să facem presiuni, avem deja precedente, acordul cu Portugalia, cu Ungaria se finalizează, cu Bulgaria, România, deci există deja precedente în acest sens. Și sper că pentru un dialog foarte bun cu italienii să reușim să finalizăm și să începem negocierile și după aia să le finalizăm și să avem un acord care să vă ofere avantaje sociale suplimentare. Am mai discutat, bineînțeles, despre tot felul de proiecte care țin de copiii de minori din Republica Moldova lăsați în afara grijii părintești. Știți, din păcate, că avem această mare tragedie când cifrele sunt diferite, am văzut și 70.000 și 80.000 de copii de ai noștri care sunt în afara grijii sau unui părinte sau ambelor părinți. Se vede că Ministerul Muncii cofinanțează un proiect al Comisiei Europene, dau și italienii 500.000 de euro cum așel, pentru a ne ajuta să trăim bază de date acestor copii, să punem în funcție un anumit sistem. Fiindcă dacă copiii nu te ocupi de ei acum, când sunt în cea mai vulnerabilă fază, vă dați seama cu ce probleme ne putem pomeni și deja le avem aceste probleme. Sigur că am discutat și despre tot ce urmează acum să facem în perspectivă imediată pe plan bilateral. Obiectivul și accentul vom pune pe atragerea investițiilor italiene în Republica Moldova, fiindcă asta înseamnă în primul loc de muncă, iar cine va putea fi angajații acestor investiții, sigur că cei care lucrează aici în Italia cunosc limba, cunosc mentalitatea și sper că unii din ei, unii din noastră, adică vă doriți să reveniți acasă. Eu m-am văzut astăzi cu două bereșoare de ale mele, că nu le-am văzut de 5, 7, 8 ani. Ambele mi-au zis că situația deloc nu este simplă aici, că lucrează tot numai 4 ore o bereșoară, alta lucrează din 2 noapte până dimineața la o brutărie. Deci eu știu foarte bine că viața nu-i dulce. Pe acest motiv trebuie să creăm condiții pentru cei care vor să revină acasă, ca să-și poată găsi un destin, dacă nu identic cu cel din Italia, ca calitatea vieții, cel puțin să aibă o perspectivă foarte clară în acest sens. Și iată că italienii deja sunt prezenți în economia Moldovei, dar nu suficient. Cele 700 de companii mici, unele funcționează, altele mai puține, unele sunt bune, în sens că au eficiență, altele sunt mai mult formale. Dar trebuie să facem tot ce e posibil ca să atragem acest capital italian, întreprinderi mici, mijlocii, și în sensul ăsta am și față dumneavoastră cu rugăminte să-i motivați să vină la noi. Sigur că avem corupție, sigur că avem birocrație. Dar vedeți, lucrurile se schimbă de pe zi pe zi. Uitați-vă, de exemplu, ieri a fost lansat, așa zis, un sistem de licențiere electronică. Asta înseamnă că pentru a obține o licență pentru a deschide o firmă, nu mai trebuie să mergi la oficii, să aștepți cozi, dureri de cap, solicitări de șpagă și așa mai departe. Iată, acest program de e-guvernare, deci guvernare electronică în diverse forme ale sale, noi o să-l promovăm și sper că o să-l promovăm și cu mai multă viteză. O să facem reforma în poliție mult mai eficient, sunt convins, decât anterior. În sfârșit avem un ministru care n-a fost polițist. A fi polițist nu este rău, dar nu poți să reformezi un sistem produs sau printr-un om sau persoană care e produsul acestui sistem. Totuși, de regulă, e bine să aduci pe cineva din afară care are suficientă capacitate de a învăța din alte țări. Iată acest nou ministru de interne de 37-38 de ani, de meserie sau de economist și fizician, apropo, are această capacitate foarte bună de a aborda sistemic în primul lucrurile și sper că o să meargă reforma în poliție, sper că o să meargă reforma în poliția rutieră. Uitați-vă, în fiecare zi mor oameni la mine, din cauza că depășesc viteza, din cauza că sunt bieți la volan. Ați văzut iar și o tragedie exact peste un an la calea ferată, deci se face rău când vezi și așa suntem puțini. Și când mai vezi că din cauza neglijenței pomenești și lipsei de disciplină, murim în așa număr, chiar te doare inima. Deci avem nevoie să facem aceste reforme urgent, nu mai avem timp. Am pierdut prea mult timp.
tot așa și cu justiția, sper la asta să trezească Dumnezeu puteri mai mari față de sistemul nostru. Avem acum 2 ani și ceva la dispoziție. Nu mai avem pericolul unui alegeri anticipate, cum l-am avut până la alegerea președintelui țării în primăvara acestui an. Și atrăvând 2 ani și ceva la dispoziție, următoarea alegeri bănuiesc va avea loc undeva la începutul anului 2015, până atunci trebuie să facem tot ce depinde de noi ca să recuperăm timpul pierdut. Și pe plan extern, și asta vă asigur că voi face și eu, și premierul, și ceilalți colegi, deputații, iată și mâine va fi o delegație de deputați din Moldova. Vom face tot ce posibil ca să avem cât mai mult sprijin, politic, financiar, pe Transnistria, dar în mod special pe perspectiva europeană, că asta depinde de noi. Transnistria știți că nu depinde doar de noi, sau poate de noi puțin, depinde chiar mai puțin. Dar pe viitorul nostru, pe viitorul nostru european, 80% ține de noi, de competența noastră, de capacitatea noastră și de reacția Uniunii Europene. Dar trebuie să facem tot ce e posibil ca acasă să facem reformele necesare ca lumea de aici să aibă încredere în noi. Iată că eu sper că vom reuși în același sens să avansăm. Mâine voi fi la Bratislava, fiindcă e o țară importantă pentru noi. Ministrul de Externe este un demnitar cunoscut în Europa, a fost până nu de mult, până a reveni iarăși în poziția respectivă, mulțumesc frumos, a fost responsabil în Comisia Europeană pentru negocierea acordului de asociere și a reprezentat al Uniunii Europene în formatul 5+2 pe Transnistria, Miroslav Lajcea, care e un foarte bun prieten, dar cu o mare și o foarte bună imagine în Uniunea Europeană. Deci cuvântul lui costă și ține și am să am o discuție lungă cu el, voi avea întâlnit și cu primul ministru slovac, cu ministrul de interne, să vedem iarăși ce putem ce investiții putem atrage. Deci iată, aceste 3 țări au un singur obiectiv. Să facem așa încât până la summitul de la Vilnius, din anul viitor, al parteneriatului este Republica Moldova să vină cu acord de asociere, cu zonă de liber schimb, cu îndeplinirea condițiilor pe vize și cu o decizie a Comisiei de a propune țărilor membre să anuleze regimul de vize pentru cetățenii din Republica Moldova. Și sper foarte mult că în declarația de la Vilnius din noiembrie anul viitor, deci exact peste un an, se va regăsi și o formulă despre o perspectivă clară convenită de cele 28 deja țări pentru la vremea aceea pentru Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova. Deci astea sunt obiectivele noastre. În rest, cunoașteți că la Chișinău a fost instituit deja biroul pentru diaspora, deși ambasadorul nostru de la Paris mi-a zis că diaspora nu e un cuvânt potrivit. Diaspora totuși este pentru cei care au fost deplasați în urma anumitor evenimente dure, război și așa mai departe, cum ar fi armenii, evrei și așa mai departe. Moldovenii au plecat tot unde în viață bună, dar nu știu, științific ar fi, zice el, să numim comunitatea. Da. A fost iar acest birou, în oficiul primului ministru, cu un șef al biroului, un băiat tânăr, dar foarte ambițios, care deja în câteva zile a fost și în Italia, a fost și în Portugalia. Și sperăm că acest birou, împreună cu Ministerul de Externe, ceea ce ține de servicii consulare, pe care le prestăm noi, prin misiunile noastre, vor avea o abordare mult mai sistemică și mai structurală, în mod special pentru revenirea celor care pot să revină, care pot să revină acasă. Să-i ajutăm prin cofinanțarea proiectelor, cum a fost pare unul, așa să mai identificăm bani, prin tot felul de rezolvare a anumitor probleme și așa mai departe. Da, să vedem cu ce putem să vă ajutăm și aici, ca să nu vă pierdeți identitatea. Fiindcă atunci când vezi în avion cum părinții vorbesc cu copiii doar în italiană, pentru aminte de Uniunea Sovietică, cum vorbeau atunci în limba rusă. Cu tot respectul pentru limba italiană, îmi place foarte și foarte mult, dar totuși limba noastră, din punctul meu de vedere, e cea mai frumoasă. Și dacă dispare limba, atunci dispare identitatea și dispare națiunea. Și asta n-ar trebui să o admitem, chiar dacă ați decis să rămâneți aici, în Italia. Oricum, suntem bogați prin această diversitate. Deci, iată, școli duminicale, să vedem cum putem să interacționăm mult mai eficient cu colegii de la București, prin Institutul Cultural Român. București, din păcate, parcurge acest an în perioade mai, ceva mai turbulente. Deja al treilea ministru de externe, doar pe parcursul unui an. Sper că după alegeri din decembrie se va stabiliza lucrurile și la București și vom putea să ne axăm, pe de o parte, pe proiecte de care avem nevoie energetice, gaze, energie electrică, dar pe de altă parte, pe situația dumneavoastră aici, în Italia, Spania, în alte țări,
școli duminicale, activități culturale, educaționale și așa mai departe. Cam asta am vrut să spun, vă mulțumesc foarte mult și acum sunt mai mult decât dornic să vă mulțumesc. Domnul ministru, deci vreau să las dubia statistică migrația 2012, este în limba italiană, dar este foarte clar descris. Moldovenii pe regiuni, pe provincii și general cât suntem în Italia și asta este o macro, asociații sunt de... Deci, dumneavoastră, cam ați răspuns la toate întrebările noastre, care eu personal aveam o listă de la unele persoane care muncesc și nu au putut să vină, dar am numai două întrebări la dumneavoastră. Deci, în privința biroului relațiilor cu diaspora, cu comunitatea, pe noi ne-a anunțat domnul Victor Lutenco, printr-un email, că pe data de 18 e necesar să, într-o agendă să scriem că s-a deschis acest birou. Dar dorim să știm, deci nu numai reprezentanții asociațiilor, dar chiar și toate persoanele care sunt în sală și nu numai, dorim să știm cine sunt angajații aceștia, deci să-i cunoaștem și dacă se prevede pe viitor o legătură mai organică între acest birou și ambasadă sau chiar asociațiile. Deja ați răspuns câte ceva la această întrebare, dar vreau să vă zic că la Roma, la moment pleacă domnul Constantin Bârghiu, deci pleacă, știm toți că pleacă și rămâne numai domnul ambasador și domnișoara Liliana Verlan, care uneori putem să o găsim la ambasadă și la ora 8 și 9 seara, 10 uneori. Deci, cum e posibil ca o ambasadă într-o țară unde suntem 150.000 de persoane să avem numai 2 lucrători, 2-3 lucrători? Deci, ce se prevede în această direcție, ce schimbări vor fi? Și ceea ce ați numit și dumneavoastră un centru de informare și de menținere a culturii la Roma, deci am dorit ca acest birou să țină cont de aceasta și să țină cont de asociațiile care Roma sunt 11 la număr și se mai nască acum la Roma în Roma. Da. Dar, deci, în Roma este puțin 11 asociații pe un număr total de 15.000 lați și 8.000 de persoane la Roma. Eu consider că ar fi bine să fie macro 25, pentru că fiecare lider are carisma sa, are persoane sale, fiecare asociație are direcția sa. La Roma lipsesc asociații sportive, asociații de voluntariat, care s-ar putea de făcut unele deci, voluntariat pentru țara noastră chiar, dacă s-ar facilita la trecerile vamale, s-ar facilita cumva trecerea unor camioane cu ajutoare, sau fiindcă avem foarte multe persoane care doresc să ajute, foarte multe familii care necesită de ajutorul nostru. Și noi am putea, prin intermediul la Caritas, prin intermediul chiar și conaționalilor noștri, prin intermediul bisericii, avem reprezentantul Ecaterina Hâncu, soția preotului aici în sală, am putea să facem ceva. Și altă întrebare ar fi în legătură cu TV Moldova Internațional, deci acest canal care a lucrat pentru noi 7 ani de zile și care noi am muncit gratis, am fost voluntari în diferite țări. Deci ce va fi cu acest canal? Fiindcă public s-a făcut deja un anunț că va fi închis pe data de în ianuarie, când împlinește 7 ani. Deci se prevede, am înțeles, va fi ceva, dar dacă persoanele care au contribuit la deschiderea acestui canal, care ne-au format, care am muncit împreună, am colaborat la tipul gratuit cu ei, ce facem cu această bugăție, fiindcă ei au o bază de date în mână, ei au încrederea noastră. Deci asta e și pe parcurs, eu cred că o să vină altă întrebări sau. Mulțumesc foarte mult! Ceva foarte și foarte important. Atunci când vorbeam cu autoritățile italiene despre regimul fără de viză, astăzi, m-am bucurat încă o dată să aud poziția deja tradițională a italienilor. Că datorită imaginii pe care a stat-o dumneavoastră aici, Italia are un cuvânt greu de spus la Bruxelles în susținerea acestui obiectiv. Și ceea ce este absolut logic, fiindcă noi mai avem anumite probleme cu unele țări, cum ar fi, de exemplu, pot să vă spun sincer, Olanda. Deși sper că s-a creat un nou guvern, mult mai pro-european, mult mai constructiv și poate vom avea o altă interacțiune cu ei. Dar în Olanda, eu am lucrat 2 ani la Haga, cred că am văzut 5 sau 6 moldoveni. Și în momentul în care Olanda obiectează, îți pun întrebarea care e motivul. Și în momentul în care Italia, având 150.000 de moldoveni legalizați aici și este în favoarea unui regim fără de vize, sigur că este un argument foarte și foarte puternic. Așa că vreau să vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru ceea ce ați reușit dumneavoastră să creați aici, o imagine foarte bună pentru Moldova și pentru cetățenii moldoveni. În ceea ce privește numărul de diplomați în Italia,
ceea ce se întâmplă acum aici la ambasadă, din păcate, este doar o perioadă de tranziție. Asta este logica bugetului, că putem finanța doar anumite număr de locuri. Și când pleacă unul, nu poate veni câteva zile înainte de asta succesorului. Și așa ar fi normal să preia dosarele, să preia relațiile, dar nu am găsit alte soluții mai bune. Să în considerație dacă la Oslo trăiesc 6 moliveni și sunt 2 lucrători ambasade. Nu, la Oslo nu avem două ambasade. Nu, am vedere altă țară. Nu, eu știu foarte bine. Și în Spania avem de tot doar 2 diplomați. Iar în Italia avem, pe aici, momentan avem 3 diplomați. Doi avem la Bologna și noi ne propunem de la începutul anului viitor să extindem rețeaua consulară. O să vedem. Sau un consulat încă la Milano ca să deservim mai bine partea din nord-vest și să rămână prezență acolo la Bologna ca pentru regiunea Padova și așa mai departe. Deci suntem foarte motivați să, cel puțin încă un teatru diplomat pe ansamblu pentru Italia să se ducem. Înțelegem foarte bine ce înseamnă o comunitate atât de mare și că trebuie să. Dar suntem nevoiți să mai închidem anumite poziții. În Portugalia, din trei, eram în doi diplomați, deși avem și acolo o comunitate importantă, în Spania același lucru, în Ungaria la fel, încă trebuie să deschidem ambasadă în Canada, de exemplu. Acolo avem cel puțin 30.000 de conaționari. Ei nu pot să-și obțină pașapoarte biometrice, fiindcă le expiră pașapoartele, nu pot ajunge la Washington, de exemplu. Deci sunt probleme mari, iar de unde putem lua bani? Bugetul știți că este foarte auster, pe resurse financiare suplimentare nu putem miza. La Haga trebuie să deschidem o mică misiune, fiindcă cu olandezii trebuie să lucrăm zi de zi, nu de la Bruxelles, ci de acolo, fiindcă Olanda, te-ați văzut, a fost suficient să se opună trecerii României și Bulgariei în aranjamentele Schengen și deocamdată România și Bulgaria nu se află acolo. Deci puțin de astea care sunt ceva mai dificile, ceva mai reticente, noi trebuie să lucrăm printr-o concentrare mult mai mare de resurse umane și financiare. Va culma cumva... Biroul deja lucrează foarte activ cu Ministerul de Externe. Nu-mi imaginez o altfel de situație. În primul rând, cu ambasadele noastre și în mod special acolo unde avem comunități importante, avem o relație și personală foarte bună cu Victor Lutencu. Cine vor fi angajați, verifică, știu că nu au fost... sau poate deja au fost aprobate schema de state. Nu știu, vă spun foarte sincer. Am să vorbesc cu Victor când am să ajung la Chișinău. Dar sper să fie angajați și am să-i sugest lui Victor să invite și oameni din afara Republicii Moldova. Cel puțin 1-2, nu va fi un birou mare, vă dați seama, dar cel puțin 1-2 oameni să fie cei care știu exact preocupările și îngrijorările și problemele oamenilor din afara Republicii Moldova. Deci eu vă promit că asta obligatoriu se va întâmpla. Acum, în ceea ce privește Moldova internațională. Mie mi-a spus Ludmila că conducerea televiziunii are de gând să închidă acest post. Eu odată, ceva timp în urmă, am vorbit cu ocazie cu directorul general al televiziunii publice moldovenești, dar știți care sunt avantajele, dar și dezavantajele al creierii unor instituții publice, ce înseamnă autonomie totală. Ei știu numai să ia bani de la buget, în rest spun că noi suntem instituții absolut independente și decidem noi ce să facem. Unica soluție în acest sens este doar printr-o presiune din partea dumneavoastră în mod special. Și eu sunt convins că dacă vor apărea scrisori din partea asociațiilor din Italia sau Spania sau Portugalia, exact așa cum am plăcut atunci cu ajutorul dumneavoastră când era trista lege privind nediscriminare. Iată, doar prin o astfel de presiune putem să influențăm direct politicile redacționale ale televiziunii publice moldovenești. Altă situație, chiar vă zic, pe instrucțiuni, indicații de la guvern nu mai iau. Ceea ce e bine, în ultima instanță, este o chestie foarte bună. Numai că vedeți că nu neapărat judecata lor este una pe potrivă și una care e conform așteptărilor dumneavoastră. Deci eu vă rog foarte mult să faceți această presiune, așa cum fac și în altă situație categorii similare de oameni. Și în SUA, și aici eu nu știu cât din 150.000 de cât sunteți în Italia legalizați, cât sunt deja cetățeni italieni. Mă scuzați, 150.000 de cetățeni pentru a avea documente.
Avem 2500 de căsătorii. Nu am văzut datele de anul ăsta din dozier. Înseamnă că 2500 de persoane deja probabil au obținut. Peste 2-3 ani vom fi cetățeni. Peste mulți. Da, mulți. Iată, atunci eu am să vă rog foarte mult să faceți ceea ce fac moldovenii din Statele Unite ale Americii. Când fac lobby, trimis scrisori la congresmani din regiune, aia sunt interesați, vom avea nevoie de astfel de sprijin. Calea spre Uniunea Europeană știți că este una foarte dificilă. Știți că dinamica evoluției în regiune este foarte mare. Uitați ce se întâmplă în Ucraina, în Belarus. Proiecte noi integraționiste se vor concepute în spațiu este, suntem invitați acolo, există problema gazelor și așa mai departe, uneori folosite puțin ca presiune asupra noastră. Situația de ordine este simplă. Dar avem nevoie să noi știm exact unde vrem să ajungem. Nu mai ezităm pentru niciun moment. Dar pentru a ajunge acolo va trebui să putem foarte mult, vom avea nevoie și puțin de noroc, dacă doriți. Și vom avea nevoie și din implicarea noastră. Așa că aștept cu nerăbdare acest mare val de moldoveni să prindem cetățenia italiană și să ne ajutați în sensul ăsta. Domnule ministru, Mario, adică el, dorește să știe cum se poate rezolva problema pensiilor pentru persoane care au lucrat în Republica Moldova înainte și ulterior în Republica Italiană, pentru că riscă să pierde ceva. Vă rog, vorbiți rar, pentru că eu sunt nu vorbesc nimic. Felicitări pentru o română foarte coerentă și frumoasă. Eu nu sunt specialist în acest domeniu și îl întrebam pe domnul ambasador dacă cunoaște în timp. Funcționează în direcție Bucus, adică cei care au lucrat în Italia au posibilitate să primească pensie în Republica Moldova. Au sau vor avea? Au, deja au. Cei care au atins vârsta de 65 de ani, deja au. Dar în direcția inversă, nu din cazul acesta, da. Da, dar în direcția inversă, deocamdată, după câte știm noi, nu există un mecanism pus la punct, dar, după cum a spus și domnul viceprim-ministru, în viitorul apropiat se va negocia un acord de protecție socială. Și evident că problema aceasta va fi abordată. Dar acordul nu există acum. La moment nu. Nu există. Tot ceea ce este bun de Republica Moldova ne bucurăm, respectiv tot ceea ce este negativ, ne împrestează. Deci e clar că politica țării și tot ceea ce se întâmplă în țară ne afectează și o urmărim, fiindcă sper în viitor vom avea posibilitatea să ne întoarcem acasă și sperăm într-o viață mai bună. Dar vedem că se consumă foarte multă energie în ruptele intestine în guvernul acesta tripartit și asta este o nuanță care ne întristează. Zicem, în partajarea de funcții, în diverse conflicte de guvern. Deci e clar că e de dezmontat unele stereotipii care le avem noi moldovenii, că atunci când se ajunge, acolo se ajunge, deci este prioritar să să-și facă fiecare interesele proprii. Nu mă refer la marea majoritate a politicilor noștri, dar avem cazurile care le cunoaștem. Cred că vor trece ani și când vor vorbi de politica externă a Republicii Moldova, făcând referință la ceea ce este acum, se va vorbi de facem ce este clasic, tradițional, făcând referință la politica care o faceți dumneavoastră și ne bucurăm alături și eu cuvintelor domnului Eduard pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Adică politica clasică la actual este de integrare europeană. Dar cum putem face noi lucrul acesta? Dumneavoastră ați făcut o aluzie că este mai puțin depinde de noi problema Transnistriei, dar totuși depinde foarte mult, când avem așa un cui
atât de greu. Și nu asta doar vehicularea a politicii Republicii Moldova. Că vorbim despre integrare, dar prea bine ne dăm seama că e de ceva foarte departe. Prin ce se întâmplă în țară, adică e cazul să vorbim despre integritatea Republicii Moldova, în primul rând. Sau... E o chestie disputată, cel puțin. Din punctul meu de vedere, foarte disputată. Mi-a să se poate da, domnul Cioan, câteva probleme. Prima este funcționarea coaliției. Eu vreau să vă exprim convingerea mea profundă. Că mai bine anumite animozități, anumite, dacă doriți așa moldovenește, să spun certuri în coaliție, decât o guvernare comunistă cu o persoană în fruntea piramidei și toată națiunea să respire așa cum s-a trezit astăzi liderul poporului. Dacă au băut mult seara și a doua zi e sub turmentate, atât nu-i merge lui, hai să sufle tot poporul. Dacă e bine, atunci să rădă tot poporul. Coaliția nici în Italia, nici în țări, alte țări membre ale Europene, nu este o căsătorie fericită. Întrebați italienii, iată am vorbit astăzi, întrebam cehii, țări mai noi, peste tot există animozități, gelozii, invidii și așa mai departe. Dar vreau să vă zic, încă o dată, mai bine așa, prin discuții, prin anumite lucruri. Noi suntem latini și uneori exteriorizăm, poate, mult, prea mult aceste certuri. Trebuie să stăm mai mult închiși într-un cameră și să discutăm. Dar ce vreau să vă zic? Și compara lucrurile cum au fost acum până la alegerea președintelui și cum sunt lucrurile acum. Vreau să vă zic și foarte sincer, că sunt eu interesat ca cetățean, la fel ca și dumneavoastră, lucrurile se meargă bine în Moldova. Coaliția acum funcționează mult mai bine decât înainte. Ceea ce este bine. Vreau să vă zic că toată lumea vrea lucrurile să meargă mult mai repede. Dar uitați-vă, avem acest comitet de integritate, da? Doar jumate de an, care va verifica venitul fiecărui demnitar și politician. Dar bine că avem acest comitet, în sfârșit. Bine, dar avem acum agenția care va lupta împotriva corupției, sub Parlament. Asta înseamnă că are autonomie, asta înseamnă că nu mai ia indicații dacă se mai întâmpla eventual așa ceva înainte, va lupta să fie mult mai eficient pe problema corupției. Deci, coaliția poate face așa ca deciziile să se ia mai greu, să dureze mai mult timp. Dar cel puțin atunci când se iau deciziile, eu sunt convins că ele vor funcționa mult mai bine. Iar coaliția mai înseamnă și un anumit echilibru între diverse ramuri ale puterii. Nu mai este acea putere și verticalitate când totul depinde de bunul țar. Eu nu mai vreau așa situație. Și uitați-vă la toate țările europene, sau marea parte sunt coaliții, sunt țări parlamentare și sunt coaliții. Unde există acest mecanism? Deloc simplu, dar care înseamnă anumită maturitate, capacitate de a găsi compromisuri, fiindcă până la urmă politica este o afacere și o acțiune de compromis, așa este, nu? Ca și toată viața noastră. Dar aceste compromisuri, dacă vă uitați pe ansamblu, sunt pozitive, care ne permit să mișcăm lucrurile înainte. Și eu vreau să vă zic că cred în perspectiva europeană și nu cred că este o foarte îndelungată. Iată vorbeam cu frații. Ei au început acordul de asociere sau negocieze în 2001. Iată, în 2012 au finalizat totul. Da, poate zic, ei când se uită așa retrospectiv, a fost mult prea lung. Dar astăzi sunt bucuroși că Croația este o altă țară, datorită, în mod special, acestei relații cu Uniunea Europeană. Eu nu știu cât o să dureze la noi. 8 ani, 10 ani, teoretic, dacă totul merge bine, în 10-12 ani ar trebui să fim și noi acolo. Pentru mine, cel mai important să devin țară candidat. Pentru că din momentul în care ești țară candidat, te tratează cu totul altfel. Ești deja viitor membru a clubului. La nivel de politic, la nivel financiar, o să vină mult, mult mai mulți bani. Moldova acum primește pe cap de locuitor cel mai mult în afara Uniunii Europene și în afara țărilor candidate. În momentul în care devenim candidat, fondurile structurale, în agricultură, în proiecte sociale, în infrastructură, cresc vertiginos. Ceea ce avem noi nevoie, capacitate de asimilare și așa mai departe. Deci, pe acest motiv, dacă noi, în 3-4 ani, obținem acest statut de candidat, poate chiar mai devreme, o să vedeți că lucrurile în Moldova vor merge mult, mult mai repede și mult mai bine. Și toate aceste vicii pe care le mai arătăm noi în corupție, în biurocratizare excesivă și așa mai departe, treptat vor dispărea, nu peste noapte. În orice act de corupție nu-i devine doar polițistul, îi devine și șoferul care preferă să-i dea al lui bani. De aceea, acum o să punem camere peste tot în toată țara și sper că interacțiunea între șofer și polițist va dispărea.
va fi exact ca în Italia. Eu în Haga, după ce am blocat regulile și am plătit 70 de euro, după aia n-am mai depășit viteza. Sunt convins că după aceeași experiență au vezi și dumneavoastră aici. Așa este, nu? Deci noi nu trebuie să ne inventăm bicicleta. Ea din mult este inventată. Trebuie să preluăm această experiență. Cu Transnistria. Pentru aici, din păcate, totuși, nu sunt de acord cu dumneavoastră. De noi depinde, dar nu avem un rol decisiv. Îmi pare foarte rău să spun asta. Este parte componentă a Republicii noastre. Sunt cetățeni de ai noștri acolo, nu? Să nu uităm că totuși sunt 300.000 de cetățeni în partea stângă a Nistrului. Dar dumneavoastră știți din ce constă bugetul regiunii Transnistrene? 70% sunt transferuri directe sau indirecte de unde? Iată, vedeți că știți. Ce înseamnă asta? Cine are capacitate de influență? Acum n-am să intru în analize public făcute, nu avem nevoie de așa ceva, avem nevoie de un parteneriat cu Federația Rusă, dar bazat pe anumite principii. Pe respect, în primul rând. Și nu e un dialog simplu. Noi asta domnesc că vă imaginați că e un dialog foarte complicat. Dacă am fi noi să răspundem la fiecare declarație, sau al lui Rogozin, sau altor lideri de la Moscova, asta înseamnă că trebuie să încercăm probleme cu gaze, probleme cu exportul de produse pe piața lor, care încă mai rămâne unul important și nici nu ar trebui să-l pierdem. Pe acest motiv trebuie să dăm dovadă de răbdare, de înțelepciune. Și eu cred că în acești 3 ani, uitați-vă comuniști, în 2001 au zis că vor Rusia-Belorusia, în 2006 au închis piața cu totul, am avut pierdere de sute milioane de dolari, după asta iarăși prietenie. Eu pe asemenea formulă nu vreau să merg. Mai bine încerc să construim o relație, dar să fie sigură și fără a ne compromite interesele noastre. Deci, încă o dată, nu e simplu, avem nevoie de sprijinul europenilor și ceea ce constat eu, este un test mult mai mare. Și în acest context al discursului din Uniunea Europeană, sper că Washington va fi ceva mai activ. Împreună cu Moscova și cu Kievul vom ajunge la o soluție, dar soluție care va permite consolidarea perspectivei europene a Republicii Moldova și nu transformarea noastră într-o entitate și mai vulnerabilă. Asta eu nu-mi doresc. Deci, puțină răbdare. Ceea ce s-a creat și s-a osificat în 21 de ani, această problemă pe corpul nostru, nu o rezolvă prin miracole. Nu există. De la încoace, răbdare, se face în partea dreaptă a Nistrului atractivă, prin locuri de muncă, prin drumuri mult mai bune. Ați văzut, Moldova acum e un mic șantier, încă nu e suficient. Încă avem drumuri foarte plastre, dar lucrurile se schimbă spre bine. Anul viitor sunt convins că va fi și mai mare fonduri și rutier și banii din diverse proiecte în drumuri, că asta avem nevoie să facem. Calitatea vieții să o schimbăm, calitatea apei să o schimbăm. Merge încet, dar eu vă asigur că merge sigur. Așa că eu vreau să rămân și sunt optimist. Dacă n-aș fi optimist, chiar nu m-aș ocupa de chestia asta. Ultima întrebare și mergem... Domnul ministru, chiar nu trebuie. Gata. Dorința Transnistriei. Dorința noastră de a intra în Europa. Transnistria este un pedic, știm toți. Dar e foarte mare. Ne condiționează. E posibil că Moldova să devie candidat în Comunitatea Europeană înainte de a rezolva problema Transnistriei? Deci asta vreau să spun, domnul Ciobanu, să aderăm la Uniunea Europeană. Cu conflictul transnistrian nerezolvat este imposibil. Nimeni nu mai vrea încă un cifru. Dar să devenim țară candidat la Uniunea Europeană, nerezolvând conflictul transnistrian, este foarte posibil. Și nimeni nu a spus nicio obiecție. Logica este că după ce devenim candidat, o să vedeți cum se va schimba malul drept. Și atunci va fi presiune și pe malul stâng, alta decât ceea ce există astăzi. Îmi pare rău că trebuie să plec, dar mulțumesc, vă doresc multă sănătate, succese și sper să ne revedem la începutul anului la lansarea noii ambasade.